Momentan suntem 9 oameni, am înțeles că și Mircea vine în 10-lea, deci și Mircea să semneze. Deci avem quorum chiar și pentru modificări de statut. Chiar și pentru desființarea organizației. Chiar și pentru, da, exact, și pentru multe altele chestii trebuincioase. Dacă apare un astfel moft. Așa. Așteptăm să vină Mircea și după aia, da? Da, da. Hai că ești 30, te rog repijor, să mergi și semnează. Lipsește Anșoara Chiriac, dar ea e la Londra. La secretarie. Alexandru Verejan. Alexandru Verejan lipsește, dar nu a anunțat din ce motiv. Înseamnă că o să-l luăm niște măsuri. Alex o să vine, eu am vorbit cu el. Bun, ia legătura telefonic și vezi dacă e pe aproape. Oricum, dacă cine a întârziat, o să audă mai puțin. Mă rog. Am stabilit că la ora 14 ne adunăm. Cine a întârziat, o să audă mai puțin. Înseamnă că va recupera din imaginile video. Următorul punct, sau le citesc pe toate. Te rog, da, da. Al doilea punct va fi prezentarea raportului de activitate al președintelui High Park și al responsabilor de proiecte. Pe urmă, alt punct va fi prezentarea raportului financiar al High Park pe ultimul an. Următorul punct, discuții prealabile despre posibilitatea de modificare a structurii AC High Park, așa cum s-a propus pe grup sau cu noi propuneri de modificare. Un alt punct, inițiem procedura de votare a schimbărilor de statut Hyde Park. Apoi vor urma discuții despre funcțiile vacante în Consiliul de Administrare Hyde Park. Următorul punct, prezentarea candidaților pentru aceste funcții. Penultimul punct, votarea noului Consiliu Hyde Park și, la ultima parte, diverse vom avea. Diversiuni. Da, dacă mai aveți sugestii, acum. Dacă nu, tacit sau prin vot, stabilim ordinea de zi și începem. Procedem, cine este, cine este pentru ordinea de zi stabilită, vă rugăm să votați. Majoritate. Da. Împotrivă? Da. S-a abținut? Nici abțineri, deci unanim. Atunci să trecem, cred că nu are rost să o întindem. Foarte lume, multă lume se grăbește. Voi începe eu cu raportul de activitate. Nu am pregătit unul amănunțit, voi vorbi în linii generale, pentru că fiecare membru de proiecte e liber să puncteze acolo unde va crede necesar sau unde va considera că nu am vorbit suficient. Deci când ne referim la activitatea organizației, trebuie să vorbim despre proiectele Hyde Park. Asta înseamnă activitate, de fapt, în cadrul organizației noastre. Și voi începe cu cel mai vizibil proiect de la noi, cel mai impozant, care este Curaj TV. Cu părere de rău, zilele trecute a fost blocat unul din conturile Curajului de către YouTube și s-au pierdut foarte multe videouri importante, mii de videouri, deci e o pierdere simțitoare, mă rog, era și lista cu subscriberi acolo, multe alte chestii. Din fericire au mai rămas, s-au mai păstrat, pentru că am avut mai multe profiluri și nu s-a lichidat toată arhiva. Cât privește activitatea propriu-zisă a acestui portal, este una, s-a menținut la nivelul anilor trecuți, din punct chiar a crescut. Demonstrează și numărul de vizite pe site, a ajuns aproape la 50.000, chiar în ultimele luni, de vizitatori unici. Pe lună. Pe lună, lunar. Deci, practic, s-a dublat, comparativ cu anul trecut. Numărul de videouri, de filme, la fel a crescut foarte mult, ca și numărul de cei care filmează, de reporteri. Reporteri. Am înțeles că ar fi necesar niște finanțe suplimentare, pentru că e vorba de deplasări în teritoriu și cred că, nu știu, un proiect în acest sens ar fi necesar, pentru că cei care sunt reporteri nu se pot descurca doar cu banii lor. Ești descurajat. E descurajat, evident, deci ar fi necesar de chestia asta ca să se mențină și chiar să crească activitatea acestui proiect. Vreau să vă informez doar ca o paranteză că zilele astea m-a contactat Antonița Fonari să întrebe dacă vrem să participăm ca
cumva parteneri media care se trimită omul la evenimentele pe care le organizează ei în cadrul unui proiect finanțat de Fundația Soros. Și munca acelui reporter sau reporterii se va fi remunerată. Rămâne doar ca Fundația Soros să accepte proiectul la care eu am zis în numele Hyde Park că da, am putea delega oameni să filmeze. Așa, adică noi vom fi acoperiți, vom fi sub asta... Nu, reporterul care merge la eveniment. Deci, da, ok, un reporter, da. Nu-i vorba reporterul de... care o să fie plătit de organizația Antuniți Fonari, una dintre ele, chiar de două. O propunere foarte... generală. Generoasă și atractivă. Sper că avem aici suficient de mulți reporteri de clasă, de calitate, care vor accepta măcar unul din ei. Urmează un alt proiect, aleatoriu, să zicem Curajnet, la care activez nemijlocit eu, sunt responsabil de acest proiect. Spre care ar fi schimbările la acest proiect? S-a lucrat mult la design. Cu părere de rău, deci partea pozitivă este că într-adevăr a devenit mai atractivă pagina sub aspectul designului, dar adică există pe el mai multe instrumente de socializare, poate fi promovat mai bine pe mai multe rețele de socializare, dar părere de rău, exact în momentele astea când au loc schimbările, dar de fapt nu de design, mă refer la cei cu serverul, în momentele astea se întâmplă ceva inexplicabil, numărul vizitelor scade brusc. De două ori s-a întâmplat chestia asta anul ăsta. Ajuns la 1500, cum a ajuns la 1500 de vizitatori unici pe... Cum ei spun că ne schimbă pe alții? Zilnic. Respectiv ne spun că vor să îmbunătățească, nu știu ce traficul, să fac acolo, da. Ca traficul. Și are loc exact invers. Se întâmplă exact invers. Adică scade până la 600-700 de vizualizări și începe să crească la fel, adică lent și destul de greu. Timp. Acum vine vara și evident numărul de vizualizări va scădea, ca de obicei. Deja cunosc perioadele astea. Care ar fi minusurile? Părere de rău, nu avem mai mulți autori, cum ar fi de dorit. Majoritatea articolelor sunt preluate fie de admin sau ocazional de alți colegi de-ai mei, fie sunt scrise chiar de mine și... Ceea ce nu-i neapărat un lucru neapărat rău. Nu asta, dar totuși ar fi bine să fie diversificat. Sperăm că anul care vine se va reuși să avem un număr mai mare de autori cu texte proprii. Deci asta ar fi scăparea din punctul meu de vedere. Un alt proiect ar fi proiectul Amatorul. În cazul acestui proiect s-a discutat mult în ultimele zile pentru că a avut loc recent festivalul, evenimentul în care s-a produs, da. Este lăudabil că a avut loc și anul ăsta, deci asta ar fi și mic plusul, că a avut loc, s-a păstrat ca proiect. Au avut loc și deci, anumite chestii noi. Punctul minus, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce nu ne-a plăcut la mai mulți din organizație a fost că nu s-a discutat, asta nu a plăcut, nu s-a discutat cu Consiliul, nu s-a discutat cu organizația, nu a fost transparent procesul organizării și deci asta li s-a reproșat. Cu părere de rău, organizatorii s-au supărat, dar cred că o să le treacă. Și încă un plus ar fi la anul ăsta, a fost minimum de cheltuieli, doar hai fac cât 1000 de lei a cheltuit pentru proiect. Dacă ar mai fi fost transparență, cred că ar fi fost cu adevărat un proiect reușit. Să trecem la următoare, la proteste. Protestele, la fel, ca și în anii trecuți, ne-am autosesizat în multe cazuri. Proiecte au fost practic o dată la două săptămâni minimum și în opinia mea calitative. Deci la problemele societății adevărate, nu inventate, nu scoase din burtă, mai ales în cazul organelor de forță, clienți suntem permanenți ca și în anii trecuți. Pe lângă asta ne-am specializat și pe ambasade, inclusiv occidentale, nu doar ruse, majoritatea le-am avut ambasada rusă, dar am protestat chiar și în fața ambasadei britanice, care este Marea Britanie este considerată una dintre cele mai
democratice țări din lume, dar am găsit motiv să protestăm chiar și acolo în susținerea unui lui Assange. La fier în laser, în fața ambasadei Azerbaidjanului pentru a Rusiei, pentru diversi disidenți, membri al unor jurnaliști. Da, exact. Deci, cred că este loc și aici de îmbunătățit pentru anul viitor. Vreau să fac o paranteză. Exact. Mintez că anul trecut erau foarte mulți sceptici când Oleg spunea de protest. Spuneau că de-a mult trecut timpul protestelor, dar s-a adeverit că anul... De fapt, s-a constatat că societatea noastră încetul cu încetul involuiază. Adică, na, statul nostru, se pare că în anumite cazuri, mai ales, e dezastru în domeniul justiției, organelor de forță, dar și la, dar și a învățământului, educației, medicinei, dovadă și campania pe care am inițiat-o la Ministerul Educației împotriva taxelor, care cred că va continua și la anul. La fel avem proiecte, în planul ăsta proiectat să protestăm și împotriva taxelor nejustificate impuse de către Ministerul Educației. Deci, de evident, nu mai vorbim de ce se va organele de interne, justiție, procuratură, deci care unde fără de lege era ea acasă în ultimul timp, deci au început să se îngrădească, să fie îngrădit foarte tare accesul la justiție. Deci la anul viitor o să avem campanii sigure direcționate pe probleme spinoase de genul ăsta. Noul Consiliu va avea de lucru în planul ăsta. Deci, microfonul liber, un alt proiect. S-a reluat, ca și în anii trecuți, în Duminica, în timp cald, când e perioada caldă a anului. Pare să fie, pare să fie la fel unul reușit, dar aici, la fel, avem unde ce îmbunătăți. Responsabilii de proiect vor trebui să identifice, nu știu, noi nișe, noi subiecte de discuție ca să putem varia, să avem divers public, cred că promovarea așa atrage promovare, diverse... Cred că ar trebui să revenim la plan. Țin minte că era încă Consiliul Ghena și Raia, dacă mă reșesc, și era campania aia că înainte de microfon vineam cu o oră sau cu o oră jumătate înainte, făceam un plan și repartizam pe parte, încă era... Fluturașul, da, și cu opiniile... Da, și cred că ar fi o bună platformă și pentru diverse campanii de informare, de cum poate fi... Deci de, chiar de un soi de training, practic, un training care oamenii... De exemplu, când pregătim un protest exact. La Ministerul Educației, care e informativ. Informative, vizuale... Ce vrem cu mesajul? Exact, perfect de acord. Dar asta deja se va, o va decide la anul, adică noul Consiliu, tactici, noile metodici de a, evident, dar la Consiliu vom, sau vor, pune ștampila pe propunere. Așa, ce mai era, un pic despre finanțele Hyde Parkului, cineva, avem un șor raportor. Ajunge Raia cu... Da, dar eu în linii generale voi spune, deci s-a menținut, în urma optimizărilor s-a redus drastic finanțarea unor proiecte și faptul ăsta a permis ca să avem și la moment finanțe, altfel cred că s-ar fi evaporat de mult, dar s-a menținut într-o anumit măsură finanțarea. Curajul ne primește instalatorul 500 de lei, pentru microfonul liber săptămânal 200 de lei, da? Nu, 100, 50-50. Deci deja nu știu, nu mai știu. Pentru sediul Hyde Park 200 de lei, știu eu... Și internetul. Internetul, așa. Nu știu, se mai plătește internetul. Da, 110, dar nu știu dacă de contăm. Ileana trebuie să știu. Ok. Știu că plățele care au fost făcute erau pe un an și de atâta super. Okay. Tot felul de, deja astea mărunțișuri pe cablu, pe tot felul de mărunțișuri. Costul gândurile le-am plătit. Ok. Asta e la curent deja cel ce a pregătit proiectul și probabil revizorul și vicepreședintele Ileana Prodan
Ar putea să le prezinte, da. Toate, da, da, hai. Toate. Hai, poți să respi, să o așteptăm pe... E la Raia, eu... Trebuie să recunosc cuscător. Bine, Raia zicea... Raia zicea că nu a reușit să uiți pe el, așa că trebuie să prezentăm din ce știți voi toate cheltuielile. Deci, o linie generală, știu. Ok. Rest, dacă Ileana a pregătit ceva, sunt recunoscător pentru implicare. Eu doar pot să vorbesc despre principii care le-am aplicat. Okay. Deja 2 ani la rând, sumele care le avem le punem la bancă și beneficiem de... Sumea anul trecut aproape 5.000, am avut procente, anul ăsta cred că este mai puțin. Din Raia. Și am... Ok, tu vorbești. Și am... Ca strategie a fost ca să fie previzibile cheltuielile, am vrut să fie lunar cam aceeași sumă, ca cât putem planifica. Și asta parcă reușim. În linii generale asta a fost... Am renunțat la premiile care erau la Curaj TV pentru motivare, s-au adeverit cunosc chiar pentru motivare, deci că am analizat cheltuielile. Probabil a avut și ele rolul lor, dar, mă rog, dacă s-a constatat că finanțele... Nu știu să te îmbrași. Vine și un loc. Sau Raisa, deci te invităm. Anatol, faceți un loc să încapă să vorbească. Sau poate ne înghesuim acolo, în fața unei bănci. Ok, măcar în linii generale, dacă știi ceva, dacă... Ce știi? N-ai crezut? Știu. Parcurs cât m-am uitat din ce prezentat și în venința. Mai cheltuieli nu au fost, am uitat. Oricum, opinia ta critică vis-a-vis de activitatea... Deci s-au comis încălcări ceva, s-au dus bani pe vânt... Noi am finalizat raportul. Noi am prezentat raportul. Printre altele, iată, eu nu zic contul, echipament și-o rămas... Hai să nu vorbim toți odată, vă rog. Cine duce contul la echipament? Eu n-am... N-a făcut nimeni niciodată niciun inventar. Și mai avem. Deci părțile slabe, ce... Care scrie cititale vis-a-vis de... Da, nu am avut nimic grijă tehnic, nu știm câte flipuri are Hyde Park, nu știm nic și are Hyde Park. Niciodată nimeni nu a făcut inventar. Și țin minte că Mircea a distrus două camere și acum o are pe a treia, dar mă tin că aceea e a mea, nu e la Hyde Park-ului. Nu, noi când am dat raportul, am dat și lista. Deci că anul trecut noi am cumpărat flipuri în state. Da, trei camere e distrus, asta e a treia. Deci, și îmi datorez o a patra. Deci asta și asta Samsung e a treia. Băi, dar eu cred că trebuie să discutăm dacă mai poți încredința membrului a patra cameră dacă o distrus trei. Da, asta de aceea e asta personală. Probabil depinde de volină. Când încredere nelimitată, deja e pe răspuns. Da, cea neagră unde? Tot la eu. Trebuie să o repare în banii lui. Mersi, acum stai, stai cu noastră. Înseamnă că pentru anul viitor... Pentru anul viitor ar fi... Băi, pe voi nu vă deranjează zgomotul ăsta? Ne deranjează, dar și puțin. Poate ne mutăm mai încolo undeva. Ghenadi, o de asta, nu avem... Pentru? Întoarce pe versă și scrie. Eu am un caier. Hai să ne mutăm undeva, dar unde? Așa nu mi-a citit el? E Liviu... Nemțeanu. E mi-a citit el, mi-a citit el. Ne mutăm sau mai stăm în zgomotul ăsta? Pentru că acolo nu sunt atâtea bănci încât stăm aproape, iar o să avem probleme. Hai să finisăm. Să ne dăm mai încolo spre Liviu și ne audă și oamenii. Ce ești, cine vrea asta și pe iarbă? Domnul, ați auzit ce spunem aici sau vorbim în... Nu că am auzit, dar mi-a plăcut, sunt încălătate. Atunci dar răcnim mai tare și stăm așa. Ok, stăm aici. Atunci dacă ne aud domnul Băcu, domnul... Jack, o script. Munteanu. Din prezentarea proiectului, aș putea să și eu să completez ceva, dacă vrei filmează. Pentru că am avut experiența de implicare până acum în mai multe consilii, observ că în consiliul ăsta a existat comunicare, am avut posibilitatea să facem mai tot ce ne-am propus. Din păcate nu avem instrumente suficiente încât să implicăm membrii mai mult decât ar vrea ei să o facă, de asta am propus o modificare la statut prin care nu poate deveni membru al Hyde Park-ului oricine. Din întâmplare vine, bate la ușă, dați-mi statutul de membru. Pentru că noi atunci când le dăm posibilitatea să fie membri în Hyde Park, dar ei nu se implică, organizația pierde ca nume, pentru că el scrie în CV că e membru, dar nu face nicio activitate. Și atunci,
cred că lista te bucurățată din timp în timp, cei care nu se implic să fie avertizat o dată, a doua oară, eventual dați afară, și cei care nu manifestă interes pentru Hyde Park, cei care nu promovează niciun proiect, nicio activitate, trebuie să știm de ce îi acceptăm. Am propus la statut o mică modificare, apare un punct ceea ce ține de activitatea ca voluntar. Deci ca să devii membru cu acte în regulă a Hyde Parkului, va trebui 3 luni de zile minim să activezi în calitate de voluntar din momentul depunerii cererii. Așteaptă un pic, tu deja te apuci de comentat. Deci ca să poți activa în Hyde Park, trebuie să fii voluntar 3 luni de zile. Adică ai depus o cerere și în astea 3 luni noi analizăm ce ți-ai propus să faci, la ce proiect vrei să activezi, ce sarcini îți dăm noi și cum le-ai realizat, care după 3 luni de zile noi spunem că da, noi 3 îl susținem pentru că a făcut ceva. În cazul în care oamenii vin din întâmplare, depus o cerere și după asta își vede de bacalaureat, scuză-mă, puteai să fii simpatizant sau voluntar, foarte bine, până să te poți implica. Deci, din momentul în care cineva o să mai depună cerere, noi să-l direcționăm spre varianta de voluntariat. Cred că asta se face în mai multe organizații, ei chiar fac campanii de recrutare. Noi deocamdată nu avem posibilitatea asta și nu avem atâtea proiecte încât să implicăm zeci de voluntari. Dar dacă cineva vrea să vină, îl primim cu drag, în statut, dacă vreți, putem să-i dăm citire. Sunt prevăzute anumite drepturi pentru voluntari, spre exemplu, posibilitatea de a fi instruit. Asta e proiect. Eu nu știu de ce am ajuns să discutăm al nu știu câtulea punct pe ordinea de zi, că nu le-am terminat primele. Ghen a vrut să intervină la proiectele realizate și s-a apucat să modifice statutul acum. La proiectele realizate de noi, eu spun că e o mare problemă cu membrii care stau în casa lor, cu membrii care stau pe Facebook și difuzează orice căcat, numai nu difuzează curajul. Asta mi se pare un punct slab al Hyde Parkului. Dacă 3 ani la rând am mediatizat pe rețele de socializare numai noi 3 sau 4 oameni, asta mi se pare o mare scăpare. Mulțumesc, Raisa, că mai trimite filmulețe pentru Curaj TV și mediatizează. Mulțumesc, Anatol, că din timp în timp mai comentează. Mulțumesc, Gicu, că preia de la alții și pune și la noi texte care pot fi comentate pe Curaj. Dar cred că inițiativa asta, dorința de a mediatiza produsul Hyde Park, trebuie să-l aibă toți 12 membri, mai ales cei care stau pe internet. Deci lucrul ăsta e o scăpare a consiliilor trecute. Noi am încercat să-l dregem prin a include în statut, ca fiind asta una din obligațiile, că dacă ești în Hyde Park, trebuie să-și mediatizezi produsul și cred că pe viitor o să aibă instrumente suficiente cei care o să fie în Consiliul Hyde Park să implice membrii într-o activitate, pentru că ei au și obligația de a fi prezenți într-un proiect sau în altul. În proiectele care le-am făcut până acum, s-au implicat un număr puțin de oameni, dar constant. Asta e un mare avantaj al proiectelor noastre, că omul rămâne un an sau doi sau trei într-un proiect în care el știe ce are de făcut. Dacă vine un voluntar și îmi spune că vrea să se implice la amatorul și îi dăm 2, 3, 4 sarcini și el se isprăvește, are toate șansele în anul următor să se implice chiar în calitate de organizator. La fel pe alte proiecte. Mircea îmi spune acum că ar fi foarte bine să facem pliante, fluturași. Nimic nu te-a împiedicat în calitate de coordonator de proiect să faci fluturașii ăștia să-mi spui cât costă. Deci e o scăpare a coordonatorului de proiect, îi vin ideile numai la adunarea generală. Dacă nu l-ai făcut atât de vizibil și nu te-ai zbătut ca proiectul ăsta să fie foarte întrebat, îi doar vina ta în calitate de coordonator de proiect. Și vina noastră ca membri în Consiliul de Administrație că n-am făcut presiuni mai mari. E foarte bine s-o schimbat la proiectul microfonul liber, că nu întârziem. Mi-aș dori ca lucrul ăsta să fie o regulă de acum încolo, să venim cu jumătate de oră înainte, eventual să putem pune măcar jumătate de oră muzică, până să atragem lumea. Că ai văzut, dezbateri nu prea atrag. Și sugerez să inviți cât mai mulți oratori, oameni noi, care țin prima dată un discurs, dar se pregătesc în prealabil. Pentru că improvizațiile astea ai văzut la ce duc. Vine unul și înjură, nu știu ce, la ce au auzit. Deci nu sunt oamenii pregătiți nici să țină discursuri, nici să intervină cu comentarii. După asta n-am ce pune pe internet. Noroc mai vine câte un om de la țară care are o problemă de mult mocnită, ea că acela e pregătit. Ne trebuie și oameni pregătiți pe discursuri. La celelalte proiecte avem anumite scăpări. Spre exemplu, trebuia să găsim oameni care cunosc bine engleza, să reacționăm prompt când a fost primul avertisment, al doilea avertisment și să spunem cu ce nu suntem de acord. În același timp cred că erau toate șansele, contul de YouTube să fie blocat, pentru că, într-un caz, cel de la Fălești, unde erau copiii ținuți cu mâinile în sus, țineți minte, unul a venit fără uniformă sportivă și celălalt a fost ținut cu mâinile în sus ca sancțiune. Cel care ne-a dat video m-a apelat și mi-a zis, Ghenadi, postează,
peste două zile masonul îmi scrie și zice, te rog să-l scoți. Probabil presiuni mari erau, dar eu n-am acceptat cât timp era deja mediatizat, cât timp problema s-a discutat public, deci nu puteam, asta e cenzură. Și el s-a plâns la YouTube. Deci ăla s-a plâns, al doilea s-a plâns Mărzenco, da, un cântăreț, care iarăși la fel, inițial i-a spus lui Oleg, scoate că eu mă fac de râs, ceea ce nu era adecvat. El a venit în public și a discutat cu oamenii, deci mi se părea corect să fie difuzată asta. Iarăși îmi punea cenzură. N-am acceptat cenzura, el s-a plâns pe drepturi de autor. Și acum avem un cont din trei, practic o treime de materiale de pe Curaj blocate. Sperăm să putem pune pe alte conturi ceea ce lipsește, dar asta ne ia foarte mult timp. De asta vreau ca oamenii care se pot implica să ne ajute. De exemplu, unul să fie responsabil de pagina Hyde Parkului. E foarte simplu, te-ai logat și ai pus protestul de astăzi. Nu zic eu muncă grea, dar cineva trebuie să fie disponibil să facă munca asta. Nu poți să facă un om singur și mediatizare și comunica de presă și să pregătească protestul și să invite oamenii și să protesteze tot el, cât timp ceilalți 11 unde erau, ce fac, de ce nu se implică. Deci cred că Consiliul următor ar trebui să pună mâna pe instrumentele pe care le are în Consiliul de Administrare, să delege responsabilitățile și mai ales un mare accent să pună pe promovare, pe mediatizare înainte de protest. Că dacă la protest vin numai Hyde Parkiști, e vina noastră. Dacă la protest nu vin toți Hyde Parkiștii care au timp, disponibilitate, dorință să apară public la o acțiune cu un mesaj, e vina noastră că nu i-am anunțat în mod repetat. Iată, azi, de exemplu, Raisa n-a știut că e ora modificată, ora 3. Elena sau cine e acolo putea să o anunță în mod repetat, e și vina ei că s-o retras din grupul asociației, că noi am pus în mod repetat. Mircea nu știu de ce nu a știut că e ora 3, suna mai devreme disperat. Ora 2, da. Bun, important e că ne-am adaptat și la ora respectivă am putut să fim mai mulți liberi. Dacă aveți ceva întrebări vis-a-vis de Consiliu, te rog. La chestia ce ai spus, că tu spuneai de mediatizare. De fapt, chestia asta, de ce vorbeam, mediatizare? Ne-am gândit că membrii care nu pot fizic să vină la un protest, dar au acces la internet, ei nu se pot implica sub nicio formă în alte proiecte, dar au posibilitatea cel puțin să mediatizeze pe rețele de socializare, da, să pună mesaje, un link, de exemplu, la un film Curaj TV. Asta ar fi o formă de implicare în activitatea organizației. Că altfel, dacă stai tot timpul, nu ieși nici la un protest, nu te implici în niciun proiect, presupun că care e rostul să mai stai în organizație. Dar faptul că și asta nu implică cheltuieli, să pui un link pe Facebook, pe Odnoclasnic sau în altă parte. Deci asta vine chiar în ajutorul cumva membrilor care nu se pot implica zi de zi sau fizic sau sub alt aspect, măcar atâta. Deci asta am vrut să spun. Cum să-l întrebăm pe Liviu sau pe Anastasia, de ce e necesar să difuzăm link-uri Facebook și pe Odnoclasnic? Pentru că okay. Evident că e necesar, oricum n-am. Păi de ce e necesară asta? De formă de implicare, de ce? Pentru mediatizare. Exact, să afle cât mai multă lume de activitățile noastre. Asta e tot o formă. Sau de problemele semnalate de noi. Era vorba totuși de proiect, eu nu am înțeles, pentru că grup s-a discutat proiecție de film. Ca posibilitate de... promovarea mesajului, da. Un alt proiect, hai de parte. Eventual, duminica, după microfonul liber. Era cam anemică reacție. Bun, asta e apropo, deja în Hyde Park, suntem aici toți. La câte propuneri să fac pe grupul Hyde Park, încercați măcar o replică scurtă să dai, nu mă interesează, sau nu vreau să facem proiecții, sau un like, susțin. Sau un like, da. Pentru că dacă nu dați nicio reacție, omul propune ceva, timp de o săptămână nicio reacție, ai impresia că vorbești singur. Deci grupul de asta a fost făcut închis, ca să putem discuta în interior o anumită problemă, eventual să ieșim cu mesajul în exterior, că începând de luni facem proiecții de film. De ce? Pentru că s-a discutat și a avut susținere. Eu am impresia că foarte multe inițiative sunt pur și simplu omorâte pe grupul Hyde Park, pentru că nu are nici cine comenta, nici cine se implica, nici cine vine cu ceva nou și noi pierdem din asta. Iată aici la statut avem propunere de modificare a punctului care era 10, calitatea de membru. Noi am adăugat, după ce spune să contribuie la realizarea scopurilor Hyde Park, să mediatizeze activitățile, proiectele și campaniile Hyde Park. Deci în obligațiile membrilor intră inclusiv implicarea, dacă nu ești în proiect, măcar asta fă. Dacă aveți ceva, Nicolae, te rog. Îmi place ideea cu perioada de probă pentru membri, pentru că asta s-a discutat de foarte mult timp în urmă.
s-a simțit nevoia. Dar numai nu voluntar, pentru că noi toți suntem voluntari în organizația asta. Găsiți un alt termen, da. Noi suntem membri cu acte în regulă, cu drept de vot. Și toți suntem voluntari, Ghenadi. Hai să găsim un termen să înlocuim voluntar cu altceva. Eu altul mai bun. Candidat. Candidat, sau nu știu, altfel. De exemplu, dacă vine unul și spune că eu sunt voluntar Hyde Park, da? Nu membru. Suntem voluntari Hyde Park. Noi prestăm muncă voluntară, dar voluntar